Bine v-am găsit, dragi prieteni, aici la un nou episod cu Nottingham Forest. Pădurea care va reîntineri, va recrește și va cuceri lumea. Pum, pum, pum. Da, salutare tuturor. Deci, continuăm aici acest cărimod mirobolant unde, ia uite, construim o echipă. Dar, doamne, ce haos este în jur, în sensul de transferuri, de jucători, de echipe, încât deja pot să spun că încep tot mai mult să mă bazez pe scouteri. Acum tot mă uit la scouteri, cine, ce, cum, ce-mi recomandă, că, credeți-mă, eu nu mai înțeleg nimic, că sunt unii jucători so buni la echipe de-astea mediocre, chiar mici, sunt alții acolo, alții dincolo, alții nu știu ce campionate. E... nebunie. E nebunie. Într-adevăr, acum voi încerca clar să vând din jucători, să mai tot adun niște bănuți ca să-mi permit să cumpăr jucători mai de calitate, având în vedere că acești jucători de calitate deja, desigur, au niște prețuri imense. Dar, da, plus că nu avem multe spețe la echipă, trebuie puțin așa să curățăm aici așa de lemn mort, știi, de deadwood, scoatem afară tot ce-i deadwood și aducem ceva proaspăt. Bun, hai să vedem, din start îmi trebuie un râb, îl aveam pe Aurier care s-a retras din fotbal și acum, clar, trebuie un râb și un râb de calitate. Și totodată n-ar fi rău și să fie așa la un preț mai accesibil. Da, Freeze ar fi interesant, dar uite, ce puține stats-uri are pe apărare. Domiașu, asta ar fi interesant, nu știu dacă mai evoluează deodată, știu că l-am luat și mi-a evoluat chiar foarte bine acest jugadore. Ia uite, ar fi idee și whoever, așa ca și o idee de viitor, știi, așa de evoluție, de tot. O alegere sigur ar fi Matty Cash. Într-adevăr mai am aici și alții care se vede bine că na, sunt pe scout. Abia aștept și eu să termine scoutele ăștia și să văd cum se întâmplă. O altă idee fascinantă mi s-ar fi părut Montiel până când am văzut că nu prea are stats-uri de apărare, dar și așa, na, vorba vine, băi, e campion mondial omul, știi cum zic? Într-adevăr, și ăsta ar fi interesant, dar nu știu... Cum v-am zis de scout, ăsta iarăși ar fi interesant, iarăși depinde de scout. Deci, acum întrebarea ar fi, fie cumpăr ceva ce știu că e bun să zic un... Muchiele, așa un pic de pace, pac, pe defense, dar într-adevăr cap 30 de milioane. Cred că voi încerca pe el, dacă nu și ideea cu whoever mi s-ar părea foarte fascinant. Așa că hai să începem prima oară cu ceea ce știm că ar fi bun și că ne-ar ajuta. Și apoi vedem noi ce mai facem. Oi, ce transfer am făcut eu aici? Saint-Maximin vine la Nottingham Forest și un transfer, zic eu, foarte frumos, că l-am dat și pe Thorgan Hazard așa la schimb, având în vedere că Thorgan Hazard deja la 33, făcea 34 de ani, nimeni nu-l prea mai dorea, era gata de el. Mă bucur, chiar mă bucur că l-au acceptat și da, ia uite, foarte mișto transferul acesta, mai ales că îmi place Saint-Maximin, este așa o bestie sub acoperire. Când ai așa un, să zicem, un mini Road to Glory și ai nevoie de un jucător foarte bun, așa până 30 de milioane, omul ăsta face furor, face nebunie, mai ales dacă le iei mai repede, știu că am făcut, nu mai știu când, dar știu că am făcut un career mode cu Newcastle, cred că atunci când era cel hype, știi, că vin arabii și toate cele, bă, ia uite, bă, că o să vină ăla, o să facă ăia și aia, și atunci am zis, na, hai să facem și noi un Road to Glory cu ăștia. Și da, l-am avut pe Saint-Maximin, am ținut mult timp și mi-a evoluase foarte, foarte bine. Acum, într-adevăr, nu mai luăm cât să evolueze, dar totuși va fi acolo un jucător important și clar ne va ajuta foarte mult. Până atunci reușesc și eu să mă mai scap din dreapta și din stânga de, cum ziceam eu, Deadwood. Ia uite, reușesc să mă scap de ambii portari de 34 de ani, doamne, amândoi. Și m-a scăpat și de celălalt... atunci când l-am dat schimb pe Livakovic, acela din Peru. Dar ia uite, bă, ia uite așa unul după altul, țaca-paca, pe viteză înainte, la gater cu voi. Foarte bine, am reușit să-i și vând pe ăștia, sunt mega happy, ia uite așa, deja aici ar trebui să mai scoate niște bănuți. Cu Freuler nici nu mă risc,
cât îmi oferă ei, atât accept. 34 de ani, știi ce? Foarte bine, mulțumim. Aici totuși o să negociez, da, de reușesc măcar un 10 milane pe acest Sturridge. Cred că e expirat contractul sau ceva, că numai n-am reușit, dar hei, măcar 8.900.000, aproape 9 milioane. Deci, da, mai bine 9 milioane decât un jucător care nu cred că-l joc, va fi rezervă și da. Și desigur, pentru cei care vă întrebați, dar ce s-a întâmplat că negociai acolo cu Mukiele? Ce s-a întâmplat dintr-o dată? Așa ne-am trezit cu Saint-Maximin. Într-adevăr știu ce spuneți, pentru că nu m-am putut înțelege, m-am înțeles cu Paris Saint-Germain, dar după aia nu m-am putut înțelege cu Mukiele la salariu. Vrea nebunul să-și păstreze salariul de la Paris Saint-Germain. Pe parte știa aș fi da, dar parte știi, stăteam și ziceam, bă, oare ar putea Nottingham fără să facă așa nebunie, așa extravaganță? Și am zis, bă, mai degrabă, hai să un strop acolo de realism, asta este... N-a fost să fie, într-adevăr, și eu am început low, i-am oferit 50.000, să gândiți să vedeți la salariu, și mă gândeam, știi, că cumva ne vom întâlni la mijloc la un 70-60, dar na, n-a fost să fie. Bun, deci, revenind la pozițiile astea de râbă, acum că s-a trânat și scoutul, sunt foarte curios, ia uite ăsta, scump, dar uite cât pace are, 91-91, fantastic și tânăr, mă rog, sigur și evoluează. Ăsta iarăși, din păcate, nu vrea să-l vândă Burnley, dar ar fi fost poate interesant. Matty Cash pare cel mai de valoare și așa, la preț corect pe care l-aș putea lua. Și poate că pe el voi și lua în considerare. Aarons, 26 de ani, iarăși poate n-ar fi rău nici el, mai ales că e ieftin. Dar totuși asta mi se pare mai interesant pentru că e 24 de ani, m-ar fi tentat și Montiel că e foarte bun și n-a vorba bine, e campion mondial, dar cred că îl voi lua eu pe Hoever. Cred că pe el voi lua, hai să vedem aici și să vedem și cum va evolua. Bun, deci hai să vedem un 10 băț. Îl vreți pe japonez? Gen, nu m-ar deranja să dau. Dar oare nu v-aș putea oferi, eu știu, alt de ăsta mijlocaș? Ia uite, pe Lamina mi-ar place foarte mult să scap de el. Propoz un transfer fee, știu că el e un picuț mai ieftin, așa că vă dau 5 milioane cu Lamina, ar fi pe undeva la 11. Uite ce roșie acolo la tension. Păi voi ați început, bă, că vreți jucător la schimb și chestii trestii. Ce vă hazardați aici cu mine? Ok, we'll need time to think about it. Au nevoie de timp să se gândească, să vadă, băi, Hoever, stau ăștia acolo și cea de genul. Cine, mă? Bă, avem noi un jucător pe nume Hoever. Hoever, mă rog. Și ăsta, cine? Păi știi că avem un jucător ăla, Hoever, ăla, iarăși. Cine, mă? Aia nici nu știe cine e Hoever, mă, stai și el acolo la club, la presă, încerc mai bietul și nu știe nimeni el. Bun, hai să vedem atacanți, de ce nu știu, un atacant pur sânge, facem pas înainte de la Denis. Deja am așa o idee, ăsta ar fi iarăși bunicel așa ca și un star, dar totuși 80 overall, deja avem noi unul de 80 overall. Ăsta am dat scout, nu, ia uite, starting star scout, doamne. Sincer, m-am gândit foarte mult la Richarlison. Într-adevăr, acum are 29 de ani, miramă să mai evolueze sau ceva, poate ne vom mai întâlni cu el într-un alt career mode, dar ce a făcut la campionatul mondial m-a uimit și cred eu că nu doar pe mine, ci și pe alți fani ai fotbalului au stat și au zis, stai bă, că uite mă pe ăsta, știam noi că e el așa bun. Dar, wow, ce-a făcut omul ăsta la campionatul mondial. Pentru mine încă rămâne golul campionatului mondial ce-a făcut el acolo, cum s-a întors, cum a dat așa dintr-un fel de foarfecă. Fantastic golul lui Richarlison. Hai să vedem, 50 de bețe, 54. Mulți bani, Pep, mulți bani. Mulți bani pe noi, Nottingham Forest, dar știi cum se zice, afacerea în domeniul pădurilor și lemnului. E o afacere profitabilă, întrebați orice român. Dar da, hai să vedem, ne-am înțeles la o sumă gigantică pentru Richarlison. Dar chiar vreau acolo un număr 9, un R9. Și ia uite-l,
wow, o să fie greu un picuț cu salariul acum că stau și mult. Dar știi ce, poate că el o să fie cel mai bine plătit jucător de la Nottingham Forest. Facem așa o excepție, o nebunie. Așa, hai să văd, îți dau 100, parcă și văd că o să se supere pe noi. Și îți dau că 600 de mii la semnătură. Ai, băga mea, ce mă dispere chestia asta, mă, câteodată când... De ce nu ziceți voi cât vreți salariul? Serios, pe mine nu mă ajută cu nimic când mă pune să ghicesc salariul jucătorului. Că oricum nu o să acceptați veci ce vă ofer eu din atâta. Mai bine să înceapă să zică ei cât vor. Și apoi să legiți să mă lese să negociez, că de multe ori nici nu mă lasă să negociez cu jucătorii, știi, bă, atât, nu atât. No, noi numai atâta vrem, atâta am spus, atâta vrem. Nimic mai puțin, nimic mai mult, Nu-i stres că am văzut o nestemată, așa, pur și simplu, a rămas free agent. Și eu nici măcar n-am căutat la free agents, că e tare mult de lucru când cauți la free agents, doamne feri. Dar l-am găsit pe acest jucător, frate, free agent. Clar, l-aveam pe shortlist, cred că i-a expirat contractul. Și ia uite-te, mă, nene, mă. Într-adevăr, acolo l-avem pe acel olandez, Meijer sau cum dracu, care este chiar bun. Încă nu știu exact, Sesenio, dacă îl pot pune, bine, clar, să fie lb, dar scurs, dacă pot pune unul dintre ei, să-l fac râb. La asta mă și gândeam în momentul de față. Sesenio ar fi bun chiar și ca și o rezervă de winger, într-un fel, uite, ca și shooting, ca și pace, passing, chiar și dribbling. Băi, eu zic că am făcut un transfer foarte bun, mai ales că este 84 overall, gratis, gen dă forță transferul acesta. Acum hai să vedem la development. Miramaș chiar să se facă râbă, da, 86, da, e mult. LB, wow, și LB 78. Ok, două săptămâni să fie LM, for some reason. LV, mai degrabă ar fi LV, omul, ia, uite, cu attack positioning, cu finishing. Hai, fii atent ce ne face, mă, nene, mă, Sesenion ăsta, mă, nene, mă. Oricum e bine să atunci, uai, dar LB, 78 de săptămâni, shit. Și pe partea de RV, iarăși am un jucător bun pe râvă, așa e, dacă rețin corect, am un jucător bun acolo. Hai să vedem pe partea de râvă. Ar fi Johnson, da, care e tânăr. Totuși nu ar fi rău nici așa. Sau Sam Maximan, nu cred că poate fi el să tâmască, n-are nici fizic. Damn it! Ok, puțin m-am blocat, dar trebuie să ne gândim ce putem face. Și dacă îl pun pe Sesenion așa, chiar dacă e LVB, da, mi-apare așa cu de ăla, că nu-i pe poziție. Ok. Ok, pe final am înțeles și cu Haver. Într-adevăr, acolo cu Sesenion, pe parte mă bucur, oricum îl avem și în cel mai așa caz putem să-l vindem și scoatem banii de pe el. Dar, într-adevăr, m-a pus un picuț pe gânduri în sensul în care, na, ar fi un jucător chiar foarte bun care, uite, nu poate să se reprofileze nici pe LB, nici pe RB, poate fi winger, dar pe wing play avem deja și pe Johnson și pe Saint Maximan. Greu, într-adevăr, l-am pus acum pe RB, dar îi trebuie 80 și ceva de săptămâni să fie titular pe acea poziție, așa că, meh. Îi dăm noi pace. Așa, îl punem noi pe Hoever. Pa, într-adevăr. O să-mi dea un pic de gândit să se ia ce-i face cu el. Poate că îi dau pace să fie o rezervă de LV și apoi îl vom vinde și da, oricum facem noi bani pe el. Hai că îi dau pace să nu ne sâcim acolo. E fain că poate fi și RV pe altă parte, dar și LV în esen maximan. Îl facem LV, că n-am văd care trei weak foot, îi dăm pace și aia. Bun, în momentul de față, cum stăm de pe partea financiară, mai avem bani, așa e, da, 76, că tot am și vândut din jucători. Și acum trebuie să vedem, așa, întărire, un atacant, poate, un atacant, așa,
cum am vrut eu cu Richarlison, dar nu ne-a ieșit, poate mai încercăm după o săptămână, două, să reintrăm în negocieri cu Richarlison și poate l-aducem pe el, ar fi ceva foarte mișto și ar fi mișto, pur și simplu. Epic, știi cum zic? Și uite că am reușit. Richarlison a venit la Nottingham Forest pe 50 de milioane și desigur am de data asta m-am înțeles cu el la salariu. E bun. E bun, e bine, bine. Să mă bucur mai ales că am primit ofertă de, nu mai știu, 30 de milioane pe atacantul de rezervă care era în momentul respectiv Iobi sau cum se spune la nume. Și da, ia uite. Da, un pic o să văd și eu cum fac. Poate îl punem așa. Și ca să am rezerve așa cum trebuie aici. Perfect! Bun! Și Richarlison acolo, atacantul nostru, Dennis, acolo pe banca de rezerve, foarte bine. Încă mai avem niște bănuți, parcă aș mai face un transfer, ceva, eu știu. Totuși, solid player, mă gândeam la Brian, știi, să schimb KM-ul, dar mă, că văd ce stats-uri faine are. Nu cred că o schimb, culmea. Are stats-uri chiar faine, omul. Rest, ok, echipa se descurcă foarte bine, poate un alt KB, poate, ia uite, la cash să devină rezervă și la noi să caut un alt KB, sau să zic, dă-l încolo și caut alt mijlocaș în locul lui O'Brien. Hai că scuros O'Brien, cam câți ani are, mai știi, 27, da, ar fi o rezervă bună. Hai să vedem, Transfer Hub și să căutăm un jucător, un jucadore pe poziția de câmă. Un transfer interesant aici, acest Fernando Ramos adus de la Tottenham, este un jucător pe câmă. Ideea este că este foarte tânăr, deja la 80 overall. Într-adevăr, nu este acel wow transfer pe mijloc care, bă, ce mare upgrade față de Ramos, dar vorbim aici de un jucător tânăr, care eu zic că are potențial să fie ceva regen. Nu pot să zic cu 100% că e un regen, dar băi, nene mare, niște stats-uri faine, e tânăr și am zis, hei, de ce nu, hai să încercăm, să riscăm și să vedem, poate ne trezim aici cu un superstar și va evolua epic de epic și iau și bine că l-am luat acum, cât timp a fost ieftin, chilipir, pacolatră, ați văzut cât am dat pe el. Bun, scoțeanul ăsta, da, nu prea reușesc eu să mai scot mulți bani pe ăștia, așa că sigur, luați-l. Și poate că asta o să mai și fac, o să mă mai axez un picuț și pe banca de rezerve și clar să mă mai scap din jucători și da, acolo cu banca de rezerve să întineresc, mai bine spus, un picuț banca de rezerve ar fi un plus mare și da, să vedem. Ăla e, ultimul transfer, Mazrangui, o grămadă de bani, aproape tot bugetul nostru rămas, că am reușit să tot vând jucători și deja am acumulat o sumă impresionantă de bani, numai vânzând tot felul de ciurucuri de jucători și am zis, mă, știi ce, am nevoie neapărat de un RB, am totuși, pe cât mi-ar place să fi jucat cu Hoever și să evoluez și toate cele, noi totuși, bă, suntem în Premier League, stai așa să ne trezim, știi cum zic? Și clar, am aici nevoie de ceva mai puternic, să nu ne luăm pe coajă, dacă știi cum zic. Și clar, Mazrangui este și cel mai mare jucător ca și din punct de vedere al overall-ului, dar și ca și price tag. Am dat mulți bani pe el, dar zic eu că își merită fiecare bănuț. Și totodată, și naționalitatea lui, Maroc, a făcut o treabă faină, așa, a impresionat, să zicem, la mondial, deci am plătit un picuț de taxă de mondial, știi cum zic, și e bine. Bun, în rest, da, nu cred că mai facem noi transferuri, dar dacă vin, eu știu, oferte pe ciurucuri, aș fi dispus așa să negociem, să vedem, dar până acum doar pe jucători de ăștia de calitate mi-au venit oferte sau... Să mai vând pe ăsta, da, l-o-i vinde eu sezonul viitor sau ceva, nu-i stres. No, bun, cam atât, hai să vedem acum ne descurcăm în campionat. Aș dori foarte mult, minim, un loc de Champions League ar fi ceva senzațional dacă am reușit să prindem. Și da, oricum un sezon cap-coadă 100% îl ducem și să vedem cum ne descurcăm. Ok, să vedem cum ne-am descurcat în campionat și după aceea în rest.
Bun, Brighton, Southampton, Fulham, posibil să retrogradeze. Ia uite, Everton, bro, era să retrogradeze. Fantastic, ia Wolverhampton, Newcastle, Arsenal, pe 11, îmi place că Arsenal e, cum să zic, e foarte consistent. Constant mid-table. Da, nu m-ați vrut să vin eu la echipă? Na, uite, teamă, ce faceți, mă, nene, mă. Ia uite, și West Ham și Leicester, bă, cele trei echipe care m-au refuzat pe mine, zici că au fost cursed, știa, mă, nu știu în română cum ar veni așa, bă, blestemate. Ia uite, cursed, ia, și nimic nu vor face, ia uite, și Chelsea pe 8, Crystal Palace, Spurs pe 6, hei, suntem în top, pe locul 5, United, nu-mi zic că am prins loc de Champions League, Manchester City pe 4, hei, Nottingham Forest pe 3, Richmond pe 2, din nou au reușit Richmond să ajungă pe 2. Ai, Richmond. Și ia uite, Liverpool pe primul loc, dar wow, 75 de puncte, 22 de victorii, 9 egaluri și 7 meciuri cu înfrângere. Și da, am avut dreptate, am văzut eu că am ajuns departe în am câștigat cupa. Tot vedeam acolo victorie. Bă, ce se întâmplă cu cupa asta? Dar niciodată nu-mi dau seama, știi, care Emirates, care FA Cup. Și am zis, care o fi, bă, ideea că câștig, una am pierdut. Și da, am reușit să câștigăm The Emirates FA Cup. Deci, clar, suntem în Champions League oricum de pe poziția de pe 3. Fantastic, am ajuns în Champions League, cea senzațional. Iar acum să vedem echipa cum se descurcă. Vom începe cu portarul Livakovic, care la 32 de ani a evoluat un plus 2. 85 overall pentru croatul nostru. Ia uite, mă, la 32 de ani. Fantastic, ce tare e faza asta. Ia uite, și portarul de rezervă, Green, are un plus în ajutor și 5 meciuri. Ok, libul nostru a continuat să evolueze. Nu prea wow, dar hei, 83 overall, e bine. Cei? Colebach. Și eu care ziceam că n-o se evolueze prea mult. Dar ia uite, la 27 de ani ar trăi, că este in his prime. 26-27 de ani, acolo e momentul ăla jucătorilor. Și da, eu trec pe Colebach, 84 overall. Continuăm cu Nathan Ake, la 32 de ani a reușit și el un plus 1. Bravo! Ce mai avem pe aici? Asta nu contează. Ia Mazlan Gui. Nu ne așteptam oricum să evolueze, dar ia uite el foarte bine pe Hoover, aici un plus 2, 79 overall, 16 meciuri a jucat totuși, bravo! Ia uite-l și pe aici pe Onana, care am zis eu că o să evolueze, 85 overall pentru Onana. Continuăm aici cu Tony Van de Beek, Doni, ia uite la 30 de ani, 83 overall, omul nostru, foarte bine! Și s-ar putea să fie avut dreptate cu acest mijlocaș. Și uite că a evoluat 2 puncte, 82 overall pentru Ramos, al nostru mijlocaș. Ia uite și japonezul, mă! Ce dracu, a jucat după 23 de meciuri. Ce dracu l-ați jucat pe ăsta, mă? Ia uite și O'Brien, ok, Hammond, așa, Lemina se va retrage la final de sezon. Ăsta e împrumutat la Ajax, nu face nimic și am știut eu când am vrut să mă la evoluție, știi, să-l pun box-to-box sau cea acolo la development, am văzut că foarte mult ține și am stat și am zis, aoleu, ăsta nu o să evolueze, hai să-l împrumut să văd dacă prinde bine sau nu, dar s-ar putea să-l vindem că nu. Chiar dacă e 19 ani, 72 overall, ai zice că, wow, ia ce șmecher, poate evoluează, poate faci ceva cu el, dar nu cred că e cea rige, nu e de la baze junior, ceva e ciudat cu acest jucător. Bun. Deci mai departe la Sam Maximan, care, ia uite, am avut dreptate, 85 overall pentru al nostru francez, foarte bine. Sessegnon și el a evoluat, uite, un plus 1. Bă, nene, mai jucat? 9 meciuri. Ha, bravo, bă, o să scoatem mulți bani pe tine, cred că. Ok, Johnson, ia uite, 85 overall, foarte tare. Noul Gareth Bale, ia uite că joacă și pe RV. Noul Gareth Bale. Ce tare. Bun, mergem mai departe la rezervă. E alai, Richarlison, un plus 1, 85 overall. Foarte bine. Ia uite și Dennis, plus 2, 9 overall. Ce dracu, e bancă de rezervă, a jucat 8 meciuri. Fine, hai să vedem acum golgetter absolut, cupe, așa, campionate, etc. Este culmea, noul Gareth Bale. 28 de goluri pentru al nostru winger, fantastic, urmat de Richarlison, uite, 27 de goluri, s-a maximat 19, ia mijlocașul Ramos 5, ăsta 3, ăsta 2 și japonezul ăsta 2. Nu-i rău. La asisturi, numărul 1 este Sam Maximan, măcar aici. Calitate, 12 asisturi, Richarlison și el 10, Ramos 8, Onana 6, ăsta 5,
De ce dracu juca Lemina? Doamne, jocul ăsta e dubios rău. Și totuși, ia, numai că 23 de apariții, cine știe și care rezerve, că o juca Lemina, o juca O'Brien, o juca japonezul. Totuși a reușit Van de Beek. Păcat că uite că nu am putut da mai mult, că practic l-am, că și titular pe teren. Deci îi dau toate șansele să-mi evolueze. Hai să vedem. Cel mai scump jucător al nostru este Johnson, noul Gareth Bale, 64 de milioane, după care Mazranguip la 60 de milioane. Ia uite-l pe Sesenio, 36% a crescut valoarea. Wow, aproape 60 de milioane pentru Sesenio și l-am luat gratis. Oi, o să ne îmbogățim cu ăsta, că nu prea are loc în echipă, așa că, țac-pac, facem bani pe el. Richarlison și el foarte bine a crescut cota cu 26% și s-a maximat 46% creștere. E bine, e bine, uite și Ramos, aproape imediat a fi la 40 de milioane. Forță, forță, dar și portarul ăsta ce fericit mă face să-l văd, uite că ai vălat 85. Fantastic. Hai să vedem în campionat, nu m-am uitat. Player stats. Hai să vedem. Deci, golgeteri. Da, ia uite locul 2. Richarlison, 26 de goluri. Pe primul loc este Federico Chiesa cu 28. Și acolo Jamie Tartt, logic, 22 de goluri. Uai, ce fain ar fi să-l pot lua pe Jamie Tartt, că ne-ar ajuta mult. Dar, da, e foarte scump. Ia uite la golul pe Sam Maximan, pe locul 18. E bine, la asisturi, să ai maximul locul 2, mă, un asist de mai dădea și putea fi pe primul loc acolo cu Virț. Fantastic, uite și Ramos acolo, mijlocașul nostru și logic Hudson-Odoi acolo la Richmond. Da, știu, uite ce aduc la Richmond, uite și Ramsdale, fantastic, fantastic, știu, uite ce am făcut acolo la Richmond. Na bun, dar cam atât în momentul de față, avem o echipă faină și ce-mi place mie cel mai mult... Champions League, bro, sezonul viitor suntem în Champions League, chiar sunt curios cât de bine ne vom descurca în Champions League, dar oricum echipa a luat contur și uite deja ce bine arată, fantastic. Nottingham Forest, vă uitați la acest career mode, luați idei. Ok, ne auzim pe data viitoare, numai bine, nu uitați, vă rog frumos, dați click pe acel buton de like și da, numai bine, pa, pa.